Etimologia nomenclatorului stradal. Semnificația din spatele plăcuței indicatoare. Astăzi, Deva. Strada Andrei Șaguna străjuiește un cartier emblematic din centrul vechi, în care găsim, printre altele, Colegiul Național Decebal. Pornește de la poalele cetății, partea ei circulabilă, desigur, și chiar ocolește clădirile în curbă până la strada 1 decembrie, pe care nu o atinge din cauza unei clădiri pe care PUZ-ul, Planul de Urbanism Zonal, nu a reușit să o înduplece, iar acolo se află acum chiar Casa Căsătoriilor. Născut la 20 decembrie 1808 la Miscolț, în Ungaria, Andrei Șaguna a fost mitropolit ortodox al Transilvaniei și a militat pentru drepturile ortodoxilor și românilor de pe aceste meleaguri. A fondat Gimnaziul Românesc de la Brașov în 1851 și este membru de onoare al Academiei Române. Naum Șaguna, tatăl lui Andrei, a trecut în 1814 la catolicism. 3 ani mai târziu, Anastasiu, numele de botez al lui Andrei, a început școala la Miscolț. În 1826 a terminat gimnaziul catolic la Călugării Piariști, din Pesta. Între 1826 și 1829 a studiat filozofia și dreptul la Universitatea din Pesta. În 1829 pleacă la Vârșeț, unde urmează teologia. La 24 octombrie 1833 se călugărește și ia numele de Andrei, intrând în Ordinul Sfântul Vasile. În iunie 1846 este numit vicar general la Sibiu. În ziua de 2 februarie 1834, în Biserica Catedrală din Karlovitz, a fost înaintat diacon, viitorul mitropolit Andrei Șaguna. Atunci el a spus: pe românii transilvăneni, din adâncul lor somn să-i trezesc și cu voia către tot ce e adevărat, plăcut și drept să-i îndrum. Vom hoinări pe strada Andrei Șaguna și cu ocazia altor peregrinări, de exemplu la Arad sau Timișoara. Strada pe care ai stat păstrează și acum. Dacă vreți să aflați lucruri deosebite despre strada pe care ați stat sau poate despre strada pe care stați acum, scrieți-ne și vom veni. La fel și dacă știți lucruri deosebite despre o stradă sau alta, haideți să le vestim lumii împreună. Scrieți-ne la secretariat@radiotimisoara.ro.